Deci din nou suntem pregătiți de pescuială, rău de tot. Stai să pun și o remorca, că tu... Hai, lasă cricul de ei! Da. Tam, 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 tam. Pregătiți de treabă, ia ține, să montez și eu treburile aici. Tutorial cum să montez o remorca. Oh my god, oh my god! Oh my god, a căzut șaiba. Goodness. Cam asta avem în picioare. Așa. Mi-a arăt și tu muți remorca. What? Mi-a arăt și tu muți remorca. Păi nu trebuie să o cuplez. Așa se prinde. O remorca. Nu e, dacă știi. Da. Peștele la mare. Da. Știi care treaba? Acum poți să vorbești. Ah, da. Am uitat de microfon. Ups. Ups. Ok. Da, ce să mai zic? Păi ce să mai zic? Ce zici? Până să ai spun microfonul. Când mi-ai pus microfonul, nu mai știu ce să zic. Da. Deci, pregătiți de treabă. Hai să-i dăm botare. Hai. Domnișoara mea e pregătită de treabă din nou. Opa! E pe treabă. Hai! Mai facem o tură așa în spatele casei, că a fost mișto rău de tot. Când am făcut zilele trecute, a fost foarte mișto. Și mai încercăm o dată, nu? Mai încercăm o dată. Da, da. Hai să vedem. Ce ieși și azi. Da. Nu mai puteam să dau drumul la cameră. Mergem în loc unde am fost ultima dată și am prins știuca. Acolo o să mergem. Eu nu știu cum se aude. Dacă se aude prost, îmi pare rău. Dacă se aude bine, atunci e bine. Și acum o luăm la bucătăle. Yes. O putare un pic doar. Sper că se aude ce vorbesc. Asta se vede dita mai noru. Mai e și un vânt, dar nu e adevărat. Ah, e o frumusețe de... Este un timp perfect pentru pescuit. Era ironic. Dar măcar am ieșit din casă, am dat o pedală. Culoarea i-am văzut-o data trecută. A fost nemaipomenit. Hai să mai aruncăm două lansete în baltă, sper să nu ne prindă ploaie. Ploaie, văd că nu s-a anunțat. Da, vedem. Dar măcar n-am stat acasă. Da. That's cute. Deci aici încercăm să-l omorâm. Pe aici încercăm să-l omorâm, pentru că pe aici este iarbă. Și știu că pe acolo stă băgată, înțelegi? Dacă vrei să mai am făștuculiță. Să... feeling-ul ăla. Deci încercăm să-l omorâm acum. Eu dăm rău de tot. Hai să vedem, să luăm sculele. Imediat vom scoate sculele și vom trece la un atac crunt. Cele două scule, imediat. Ceaci. Bun. Să filmăm un lanseu adevărat. Ia să vedem. Pune-te acolo. Să știi că apa nu e adâncă, oricum. Bagă.
Hai, bagă un lanseu, că vreau să văd un lanseu de la periculos. Ia. Să vedem un... Hai. Fon. Ceva o supără acolo. Ia. Și flașcă. Mom. Yes. Forfacul ăla era cam scurt, da? În fine. Să-i dăm mai departe. Vorbeam cu camera, ia să vedem pe unde stăm. Hai că e frumos aici. Hai să încercăm să dăm aici. Opa! Așa. Nu? Încercăm să dăm aici, e foarte mișto. Stai așa că nu știu cum să pun. Auzi? Îmi dai și mie drumul la... Hai, lasă, lasă, fă-ți acolo. Așa. Ia, o să încercăm să pescuim aici. Un loc foarte frumos. De oltuleț. Și acolo la până în pietra asta și aici e bine de dat. Hai, să vedem. Ei, păi am avut am scăpat un avat la mal aici, micuț, trubușel. Da, l-am adus până la mal, senzația a fost acolo, era perfect. Și acum încep să mai tot sară pe aici. A, și am mai avut unul în urma twisterului. A sărit și l-am agățat un picuț, dar nu am mușcat ca lumea. În fine, eu am luat așa la rapid ce am găsit prin Decathlon, dar trebuie să mă aprovizionez un pic mai bine, pentru că acum e ceva nor și era ceva mișto, ceva mai sticlos. Am iau și niște voblere. Vedem. Da, ideea e că am un loc de pescuit aici la 4 km de casă, de venit cu bicicleta. Minunat. Și sper că domnișoara mea n-are ea răbdarea necesară. Orice caz, pot să spun că i-am văzut culoarea, îmi spune domnișoara mea ce face. Ha, domnișoara mea acolo s-a liniștit, a început să dea cu crengi în apă sau pietre sau nu știu ce, bun. E fata lui tata doar. Ideea făceam și eu când eram copil, decât că uite, te-am lui tata. Am dat în agățătura aia acolo. Ha, hai că e bine. Ideea făceam și eu când eram copil. De aia doar că îi dădeam cu bolovan taică-mea în cap săracu. Mai să spar capul pe malul Belții. Cam vrut eu așa să-i fac un... Să-i fac o surpriză, să-i dau între lansete. Tras una fix în... mijlocul capului. Așa. Aici îmi bate vântul un pic și din față. Și bagă plasticul înapoi. Da, îl mai lăsăm așa un pic în curent. Ia, să ne mai jucăm cu el așa un pic mult. Așa un pic de real. Da. Hai să vedem că poate reușim să luăm o captură. Poate.
Cine te pune să dai cu ea în partea aia? Ai agățat-o? Hai, stai că vin să o aranjăm acum. Da, domnișoara mea a intrat în pauză, ne-a zburat și scaunul în apă mai devreme. Și-a rupt, a dat cu ea în pietra aia, pe acolo a agățat-o. Da, mai ajungem la de carton și mai luăm. Hai să mai încercăm un pic aici. Am eu un pic de agățătură acolo, undeva. Da, trebuie ținut un pic la față. Ua, este, ăla e, cam tu, papa. Că tot stăteam de vorbă, hai vină în coa să te văd și eu la culoare, măi, hai măi. Alo? Ta-na-na-na-na-na. I-am văzut culoarea și azi. Stai ușor, bă, ușor. Uite-l, mă, că a venit, mă. Arș. Uite-l, mă, că a venit, mă. Ai, mă. Ce frumos a luat-o. Da. Și eu am găsit un pește. Mișcă. Auzi? Se mișcă. Fă-i repede respirație, bușon la bușon. Da, hai. Ți l-am pus acolo. Mor. Hai, nu e mor, mai dă acum și o să vezi că și ea... Așa, bă. Măi, păi ia uite-l, încearcă să sară de acolo, vezi? Uite. Și-a revenit, ia uite-l. Frumos. Frumos foc. Hai. Na, încă unul. Da, un anume face tratamente anti-reumatism, nu? Și e bine că și noroi și pe față. Ok, ești regulamentar. E perfect. Ok, dă-i mai departe. Hai că nu mai stă mult, că sunt serioasă tati, da? Păi și vrei să-mi dau noapte aici? Ne apucă și frigul. N-am să-ți dau izmene lungi, decât geacă. Hai că mai dau de câteva ori și merge, te rog. Duminică, dimineața, suntem aici. Păi și ce vrei să stă cu vopsea acum aici? Da. Hai, mă, tati. Hai. Azi chiar avem niște capturici frumușele. Trei capturici. Trei avăței frumoși. Ăsta chiar frumos. Deci frumos. Și credeam că n-o să-i vedem culoarea azi. Da. Din nou, o zi combinată între trei pasiuni. Una, două, trei pasiuni. Pasiunile mele, bă. Ziceam că sunt trei combinate. Una, două și a treia ce este în lada frigorific. Yes. Acum ai aflat. Fleață ce ești. No, mergem acasă, de data asta mergem victorioși acasă. Filmează ce e pe obraz. Filmează ce e pe obraz. Ia ce am pe obraz, că nu știu. Ce am pe obraz? Stai să-mi treacă ăsta în... Haide, bă. Că nu vrea. Ce am tu pe obraz? Nu știu ce am pe obraz.
Deci asta a fost, partida noastră de pescuit. For today, it was the true shit, da? Yes. Uite că a apărut și Sorinel un pic. A apărut și Sorinel un pic. Hai, pune alea în... Pune alea în tati acolo și să mergem, da? Peace! Hai, salută pe cei care o să ne... Să uite la clipul nostru. Bye, bye! Ai nu... Pa! Nu, că sunt... Tati, avem apă în ea și să nu sară apa pe capul acolo. Ia uite ce a pus în față, bă!